Înainte să încep episodul propriu-zis, aș vrea să vă spun că am de gând să fac un fel de Q&A pentru suma de 50.000 de abonați, așa că vă rog să-mi lăsați diferite întrebări despre canal, despre mine sau despre orice. Acum, hai să trecem la episod. Istoria a avut parte din niște evenimente incredibile care au schimbat lumea în totalitate. Probabil că dacă aceste evenimente nu ar mai fi avut loc, omenirea ar fi fost la un alt nivel. Cu toate acestea, nu totul a fost creat cu mâinile curate, iar adevărul se află în spatele cortinei. Ei bine, astăzi vă prezint 10 evenimente false care au schimbat lumea. Nero și marele incendiu al Romei. La Roma, în noaptea de 19 iulie 64 după Hristos, marele incendiu a izbucnit prin acoperișurile magazinelor din apropierea locului de divertisment și de curse de carouri numit Circus Maximus. Flăcările biciuite de un vânt puternic au cufundat rapid zonele dens populate ale orașului. După 5 zile de arsuri necontrolate, 4 din cele 14 cartiere romane au fost arse complet, iar alte 7 au fost grav afectate. Nu a fost un secret că Nero a vrut să construiască o serie de palate pe care a plănuit să le numească Neropolis, dar locația planificată era în oraș și pentru a construi Neropolis, o treime din Roma ar fi trebuit să fie distrusă. Senatul a respins ideea, apoi, coincidență, incendiul și-a făcut apariția. Spania nu e de vină. Imperiul spaniol a fost primul imperiu cu adevărat global, atingând înălțimea sa teritorială la sfârșitul anilor 1700. Până în 1898, Spania pierdea teritorii în mod regulat. Cuba a devenit din ce în ce mai greu de controlat și o revoluție minoră a izbucnit. Aceasta nu a fost o veste bună pentru oamenii din Statele Unite, care dețineau proprietăți din industria zahărului, tutunului și fierului cubanez, evaluate la peste 50 de milioane de dolari. Statele Unite a trimis USS Maine în Cuba, o celebră navă americană. Săptămâni după sosire, în noaptea de 15 februarie 1898, aceasta a explodat, omorând 266 de bărbați. Există două teorii pentru explozie. Unii cred că explozia a fost cauzată de o mină externă care a detonat revistele de muniție ale navei. Alții spun că a fost cauzată de un incendiu spontan, datorită buncărilor de cărbune care au ajuns în revistele de muniție. În prezent, dovezile par să favorizeze teoria minelor externe. Fără a aștepta la o investigație, mass media americană a dat vina pe Spania. În aprilie, McKinley a făcut presiuni publice și a semnat o rezoluție a Congresului care a declarat război Spaniei. Congresul a impus o taxă temporară de 3% la facturile de telefon pe distanțe lungi. Deși războiul spaniol-american s-a încheiat în 1898, taxa temporară a fost abolită abia în 2005. Pe parcursul vieții sale, impozitul pe 107 ani a generat aproape 94 de miliarde de dolari, de 230 de ori mai mare decât costul războiului spaniol-american. Incendiul Manchurian. Declinul economic după anul 1929, pe deplin și aproape concludent, a afectat Japonia în mod deosebit. Exporturile au scăzut, șomajul a crescut. Japonia, care nu era bogată în resurse naturale, avea nevoie de petrol și de cărbune pentru a putea rula mașinile, pentru a putea produce bunuri și așa mai departe. Manchuria, o provincie a Chinei, a avut parte de petrol și de cărbune. După ce Japonia a decis că ar trebui să invadeze Manchuria, avea nevoie de un pretext pentru a justifica invazia. Ei au ales să creeze un atac de pavilion fals pe o cale ferată apropiată de lacul Liutiao. O zonă mare, plată, care nu avea nicio valoare militară atât pentru japonezi cât și pentru chinezi. Principalul motiv pentru care a fost ales locul a fost apropierea la aproximativ 800 de metri de trupele chineze staționate la Beidaing. Secretele incendiilor Reichstag. În 1933, cu doar o săptămână înainte de alegerile generale, care ar fi putut plasa suficienți naziști în funcții pentru a-l face pe Hitler un dictator, Reichstagul, care găzduia Parlamentul Imperiului German, a fost pus pe foc. Adolf Hitler i-a asigurat pe toți că teroriștii comuniști au declanșat focul. Membrul de partid al lui Hitler, Hermann Göring, a declarat că are dovezi secrete care vor fi publicate în curând, dovezi pe care comuniștii le-au demonstrat. Aceste proclamații au venit peste săptămâni de violențe stradale organizate de naziști, menite să bată publicul într-o teamă patologică a comuniștilor. Invazia falsă de la Gleiwitz.
În seara târzie de joi, 31 august 1939, agenții secreți germani care se prefăceau că sunt teroriști polonezi au confiscat postul de radio Gleiwitz din regiunea de graniță germană poloneză Silezia. Programul de muzică al stației a încetat brusc, urmat de voci germane care anunțau că formațiuni poloneze se îndreptau spre oraș. Germania a fost invadată de Polonia. Apoi, ca o imitație proastă a emisiunii de război a lumii din anii precedenți, transmisia a murit pentru un moment de tăcere dramatică. De această dată, vocile polonezi au cerut tuturor polonezilor din zona de difuzare să-și ia armele și să atace Germania. În cel mai scurt timp, posturile de radio din întreaga Europa au luat amploare. BBC a difuzat această afirmație. Au fost raportări despre un atac asupra unei stații de radio din Gleiwitz, care se află chiar peste granița poloneză din Silezia. Mitul de la Pearl Harbor. Duminică dimineața, 7 decembrie 1941, japonezii au lansat un atac de la Pearl Harbor care a decimat flota Pacificului din Statele Unite ale Americii și a forțat Statele Unite să intre în al doilea război mondial. Asta a fost ceea ce majoritatea dintre noi au fost învățați la școală, dar cu excepția datei, tot ce ați învățat este un mit. În realitate, nu a existat niciun atac pe furiș. Flota Pacificului a fost departe de a fi distrusă și, în plus, Statele Unite au făcut mari eforturi pentru a provoca asaltul. La 28 ianuarie 1941, Joseph Grow, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Japonia, i-a spus lui Washington că a aflat despre atacul surprinzător pe care Japonia îl pregătea pentru Pearl Harbor. La 24 septembrie a fost descifrată expediția al serviciului naval japonez de către generalul consul din Honolulu. Celulele teroriste Israel dezvoltate în Egipt. În iulie 1954, o celulă teroristă israeliană a fost activată în Egipt. Atacurile care au urmat, concepute inteligent pentru a arăta că arabii au lovit și au bătut țintele americane și britanice. În primul rând, teroriștii israelieni au bombardat postul de la Alexandria, apoi au bombardat bibliotecile Agenției de Informații din Statele Unite ale Americii, una în Alexandria și una în Cairo. Apoi au bombardat un teatru britanic, un terminal de cale ferată, oficiul poștal central și încă câteva teatre. Pentru a-și smulga bombele în interiorul clădirilor, teroriștii foloseau dispozitive în formă de cărți, pe care le ascundeau în cărți. Odată ajunși în interior, pungile umplute cu acid au fost plasate pe bombe cu nitroglicerină. După mai multe ore, acidul a trecut prin pungi și a aprins nitroglicerina, provocând explozii și un adevărat infern. Operațiunea Norduz. În 1962, șefii generali ai personalului american au propus în unanimitate acte de terorism sponsorizate de stat pe teritoriul american împotriva cetățenilor americani. Șeful fiecărei ramuri a forțelor armate americane a dat aprobarea scrisă pentru a scufunda navele americane, pentru a deturna avioane și pentru a bombarda civilii de pe străzile din Washington și Miami. Ideea era de a da vina pe terorismul autoprovocat asupra liderului Cubei, Fidel Castro, astfel încât publicul american ar fi implorat pe marinarii Statelor Unite să distrugă regimul de la Havana. Publicul a aflat despre operațiunea Norduz 35 de ani mai târziu, când documentul top secret a fost declasificat de către Comitetul de Analiză a Înregistrărilor de Asasinate John Kennedy. Printre altele, operațiunea Norduz a propus crearea unui accident de avion plin cu pasageri. Dezastrul urma să se realizeze prin falsificarea unui zbor comercial din Statele Unite ale Americii către Jamaica, avionul fiind plin de fapt cu agenți CIA deghizați ca studenți care mergeau în vacanță. Fantomele din capul Tonkin. La 2 august 1964, trei nave torpile nord-vietnameze au atacat un distrugător american. Bărcile au tras torpile la nava americană în apele internaționale din Golful Tonkin, la aproximativ 30 de mile de coasta Vietnamului. Pe 4 august, Marina Națiunilor Unite a raportat un alt atac neprovocat. Președintele Lyndon Johnson a ordonat o grevă de retorsiune. La momentul celui de-al doilea incident, cei doi distrugători americani au interpretat greșit semnalele radar și radio ca atacuri ale marinei nord-vietnameze. Acum se știe că în zona nu existau bărci de vânt nord-vietnameze. Deci, timp de 2 ore, cei doi distrugători americani s-au oprit la ținte radar inexistente și au manevrat viguros pentru a evita navele fantomatice nord-vietnameze. Chiar dacă al doilea atac a implicat doar două nave americane care s-au apărat împotriva unui inamic inexistent, președintele și secretarul apărării au folosit-o pentru a constrânge Congresul și poporul american să înceapă un război pe care nici nu l-au dorit și de care nici nu au avut nevoie. După ce războiul din Vietnam s-a transformat într-o mlaștină, Congresul a decis să limiteze autoritatea președintelui de a duce un război unilateral. 11 septembrie 2001.
Ei bine, am vorbit și mai demult într-un episod despre înscenarea atentatului de la 11 septembrie 2001 de către guvernul american. Cu siguranță o voi face și în alte clipuri la un nivel mult mai complex, deoarece am ceva pregătit pentru voi. Acum nu vom vorbi despre modul extrem de ingenios în care au picat turnurile gemene, cum ar fi folosirea unei soluții pentru a topi oțelul utilizat pentru crearea acestor clădiri. Și există dovezi concrete, cum ar fi oțelul topit s-a găsit în canale. Guvernul american și-a înscenat atentatul pentru a reuși să invadeze țările arabe. Lumea are nevoie de petrol, iar dacă deții această resursă, conduci lumea. Ei au avut nevoie de o fațadă, au avut nevoie de un atentat pentru a da vina pe arabi. Nu au existat arabi, teroriști și alte prostii de genul. Nu cred că e o coincidență faptul că Statele Unite ale Americii au invadat Afganistanul după atentate. Ăsta a fost cel mai simplu mod prin care v-am putut explica ceea ce se află în spatele cortinei. Oricum, clipuri despre acest subiect vor mai urma și am deja unul pe canal, deci dacă te interesează, îl găsești. Cam atât a fost și în episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share, subscribe. De asemenea, te invit să arăși un ochi pe alte clipuri de pe canal. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi faină, iar noi ne vedem ca de obicei data viitoare.